Lucrările la pasajul Solventul continuă. Chiar în aceste momente se toarnă ultimii pereți verticali care vor forma pasajul. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a fost pe șantier și ne arată care este stadiul construcției. Suntem la Solventul pentru nouă turnare la chesonul care va face viitorul tunel prin care vom trece de pe strada Gării până în Dâmbovița pe sub 10 de cale ferată. Precum vedeți, suntem deja pe cheson, viitorul tunel propriu zis. Aici pe sub noi vor fi două benzi pe sens de mașini, bandă pe sens pentru tramvai, trotuare și piste și vom conecta partea de sud a Timișoarei cu partea de nord a Timișoarei. În spatele meu vedeți că echipele încă lucrează la ora aceasta, de asemenea să pună fier pentru viitoarea turnare de eșafodaj, dar în depărtare unde vedeți pompa care lucrează și toarnă beton, tocmai ce turnăm ultimii pereți verticali care vor forma pasajul. Sfârșitul lunii acesteia, la sfârșitul de lună în octombrie, vom finaliza de turnat pasajul, iar în noiembrie, după ce vom pretensiona acest cheson, vom turna rosturile, vom finaliza în întregime chesonul și undeva la sfârșitul lunii noiembrie putem să începem partea de pătrundere. Străpungerea prin care acest tunel propriu zis va fi împins pe sub cele 10 de cale ferată și în felul ăsta vom putea undeva în primăvară să ajungem pe poziție finală, să conectăm strada Gării de bulevardul Dâmbovița. Lucrăm pentru Timișoara, pentru că Timișoara a ales să meargă înainte. Lucrările la pasajul Solventul avansează zi de zi, fiind cel mai mare șantier din România care folosește o tehnologie inovativă.